Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Ei bine, voi ați văzut deja din titlu despre ce urmează să vorbim astăzi și dacă mi urmăriți clipurile de ceva timp, știți că nu sunt pasionată de parfumuri, nu mă uit la clipuri de genul acesta pentru că pur și simplu nu-mi place să-mi cumpăr parfumuri singură, pe majoritatea le pun acolo pe lista de dorințe și le primesc cadou, am norocul ăsta. Dar astăzi am fost tăguită de către Sabina Rusescu și pe urmă am văzut că și Alexandra Andrei mi-a pus tag la clipul ei. Clipul se numește Numele meu în parfumuri sau Parfumuri în numele meu, nu mai știu exact, dar repet, voi ați văzut din titlul lucrul acesta. Și mi se pare de bun simț că atâta timp cât fetele s-au gândit la mine și m-au tagat, să accept această provocare. Până la urmă e o provocare să găsești parfumuri pentru fiecare literă a numelui tău. Pentru că despre asta vom vorbi astăzi. Practic, Larisa o să fie alcătuit din parfumuri. Și hai să începem. Eu am căutat și pe Instagram, pentru că de fiecare dată când primesc un cadou sau ceva de genul acesta, vă arăt și vouă. Asta se întâmpla și înainte să am eu canal de YouTube. Am căutat poza cu interdiul de la Givenchy, doar că nu am mai găsit. Ei bine, nu l-am aici, l-am la IMEI. Îmi place parfumul ăsta de nu mai pot. Este printre parfumurile mele preferate. Îl ador pur și simplu. Eu mi-am notat aici în agenda parfumurile și câteva caracteristici despre ele, dar nu vă voi spune note de vârf, de bază și toate treburile astea, pentru că, repet, nu mă pricep, nu vreau să vă spun ceva greșit, să vă induc în eroare, să vă spun că e floral, că e nu știu cum. Nu. O să vă spun din punctul meu de vedere cum mi se par aceste parfumuri, dacă mie parfumul respectiv mi se pare floral sau nu. Trebuie să vă mai spun și că mie îmi plac foarte, foarte mult parfumurile puternice, cu persistență mare. Nu îmi place să mă dau cu parfum de 10 ori pe zi, prefer să mă dau o dată și bine și cam asta e tot. Revenind la litera L, v-am spus, am ales parfumul L'Interdit. Dacă nu găsesc poza pe Instagram cu el, o să vă las probabil o altă fotografie să vedeți la ce parfum mă refer. Îmi place foarte mult, într-adevăr, adică eu îl simt floral. Nu pot să spun că siajul e mare, nu îl simți de la 10 km, dar într-adevăr persistența este una foarte bună. Eu îl port și în anotimpul rece și în anotimpul cald, n-am nicio problemă cu treaba asta. Spre exemplu, dacă aș fi avut de vorbit despre Tom Ford sau despre Black Orchid sau despre Kenzo the Jungle Elephant, care știți că sunt parfumurile mele preferate, acelea într-adevăr sunt sufocante. Nu, spre exemplu, nu pot să-mi pun Tom Ford-ul în mijlocul verii când merg la plajă, pentru că e sufocant, aș atrage atenția probabil într-un mod neplăcut, dar L'Interdit-ul ăsta îmi place foarte mult și v-am spus, eu l-am folosit și vara și iarna și chiar îmi place și vi-l recomand. Dacă vreți să-l încercați, puteți să-l încercați pe toate până la urmă. Apoi, trecem la litera A și vorbim despre, ce puteam vorbi oare, despre Alien. Ador parfumul ăsta, nici nu mai știu de câte ori l-am primit cadou, pentru că v-am zis, eu le primesc cadou, îmi place foarte mult. Are și o variantă reîncărcabilă se numește, sau rezervă, ceva de genul ăsta, practic păstrezi capătul și îți poți cumpăra doar rezerva. Le găsiți, cred că pe Notino, pe Elefant, pe peste tot. Parfumul acesta mi se pare cumva oriental, lemnos, aș spune, eu am căutat chestii despre el și într-adevăr scria acolo că este lemnos. Mi se pare un parfum foarte mișto. Sincer, vă spun că îl văd potrivit mai mult pentru ieșirile astea seara. Asta pentru că eu tind să asociez parfumurile, mirosurile, de fapt, cu anumite perioade din viața mea, cu persoane, cu locuri. Asta se întâmplă și cu parfumul acesta. Eu, de când mă știu, îl folosesc seara în momentul în care ies vara prin oraș. Sincer, și așa, la locul ăsta și la momentul ăsta mă trimite cu gândul la seriile alea de vară când mergi și te plimbi prin oraș. Îmi place foarte, foarte mult. Persistența este una foarte mare, cel puțin pe mine rezistă mult, foarte, foarte mult. Siajul e mediu, aș spune. E un parfum delicat totuși, nu îl simți
nu e înțepător. În momentul în care eu, spre exemplu, mă urc în mașină și îl întreb pe Cristi dacă mai miros a parfum, el îmi spune că da. Dar dacă îl întreb în momentul în care suntem într-un spațiu deschis, se apropie de mine ca să-și dea seama dacă miros a parfum sau nu. Cam asta se întâmplă cu el, îmi place, e un parfum delicat și îmi place foarte, foarte, foarte mult. Apoi, trecem la litera R, unde nu am găsit un parfum care să îmi placă și să înceapă cu această literă. Nu am vrut să vin aici să vă spun despre un parfum cu R pe care nu l-am avut niciodată, dar care totuși m-ar tenta. Așadar, am trișat puțin și o să vorbim despre Baccarat Rouge, un parfum care, la fel, este, nu știu dacă vedeți voi acolo, este foarte, foarte puternic, un parfum sufocant, un parfum pe care, dacă vreți să-l încercați, eu vi-l recomand să o faceți în sezonul rece. Are mai multe variante parfumelul ăsta, eu l-am primit acum ceva timp și îl văd, repet, potrivit pentru iarnă, pentru atunci când e frig, vara, sub nicio formă eu nu aș folosi parfumul ăsta și, cum vă spuneam, deși îl am de foarte mult timp, niciodată, dar niciodată nu l-am folosit vara. Știți că eu n-am nicio problemă în a folosi un parfum atât vara cât și iarna, dar acesta nu, sub nicio formă, pentru că, repet, are o persistență extrem, dar extrem de mare. Eu am plovăre pe care, credeți-mă, le-am spălat și cu detergent și cu balsam și tot au mirosul acela delicat atribuit acestui parfum. Deci persistența este una colosală. Cred că este parfumul care persistă cel mai bine dintre toate pe care eu le am. Da, cred că da. Siajul, ce să vă zic, îl simțiți de la 10 km, îl are și mama mea și imediat cum și l-a cumpărat mi-am dat seama că este acest parfum, pentru că imediat îl simți, n-ai cum, mie mi se pare inconfundabil, sincer vă spun, îmi place foarte mult, arată fancy, bine, de altfel toate parfumurile și sticuța asta de la Alien nu pot să zic că arată nasol, adică pentru mine contează și treaba asta. Așadar, vorbim despre Baccarat Rouge, pentru că asta am găsit eu la litera R, un parfum care să-mi placă. E un parfum oriental, un parfum foarte, foarte puternic și da, mie chiar îmi place. Apoi, trecem la litera I. Eu am aici parfumurile în trebușoara asta și mă chinui să nu le ciocnesc între ele. Trecem la litera I, la fel, nu... N-am găsit un parfum cu I, dar am găsit un parfum cu Y. Așadar, vom vorbi despre parfumul de la Yves Saint Laurent. Eu l-am aici în varianta aceea micuță, știți că vi l-am mai arătat, dar am găsit pe Instagram poza și o să vă las pe aici, când am primit cadou varianta micuță și varianta mare. Ei bine, am terminat varianta mare și acum am rămas cu foarte, foarte puțin aici din varianta aceasta micuță. Este vorba despre Yves Saint Laurent Mon Paris, se numește? Da, Mon Paris. Îmi place mult parfumul acesta și sincer vă spun că cred că am făcut o abatere de la stilul acesta al meu, de la parfumurile pe care le prefer când vine vorba de mirosul acestuia. Primindu-l cadou, automat nu a fost un cadou perfect, care să se emuleze perfect pe gustul meu, dar treptat, treptat mi-am dat seama că îmi place și genul acesta de miros. Este fresh, floral, parfumul acela pe care îți place să-l simți în timpul verii, când, nu știu, este o temperatură foarte ridicată afară, dar tu vrei să miroși cumva fresh, să nu fie mirosul înțepător, să fie unul discret, delicat. Persistența, să știți că este bună, medie spre mare, nu spun mare, pentru că mare vorbim de Baccarat, de Tom Ford și de toate astea, este o persistență medie, siajul la fel, mic spre mediu, asta pentru că, repet, este un parfum delicat, un parfum pe care eu îl văd potrivit pentru adolescente, aș spune, nu știu dacă greșesc, este punctul meu de vedere, dar... Da, e un parfum, un parfumel drăguț, v-am zis, probabil ați văzut deja fotografia, arată foarte bine, fundița asta aici este demențială și îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare totuși că are și mirosul acela de fructe, parcă, fructat, probabil de asta îl asociez eu cu vara, dar n-am avut nicio problemă, l-am folosit și în anotimpul rece. Am format Lari și acum trecem la litera S și vreau să vă vorbesc despre două parfumuri, pe unul l-am fizic, pe unul l-am de pe Instagram, la fel, noroc că păstrez toate fotografiile de pe Instagram și nu le șterg. Este vorba despre Scandal, un parfum care...
ba îmi place, ba nu-mi place. Am perioade în care îl folosesc continuu, în momentul de față nu îl mai am pentru că l-am terminat, dar nu pot să zic că este unul dintre preferatele mele, însă nu îl neglijez. În momentul în care îl am, îl folosesc, nu îl las acolo uitat în dulap, pentru că e un parfum care miroase bine, persistă foarte, foarte bine, dar totuși e puțin cam prea dulce pentru gustul meu, însă, v-am zis, îl folosesc, îmi place, persistă foarte bine, siajul e mare. La fel, l-am folosit, l-am primit, de fapt, într-un Crăciun, parcă, oricum, în perioada rece a anului și tind să îl asociez cu iarna, dar eu l-am folosit și pe timpul verii, am mirosit foarte bine. Și trecem acum și la parfumul pe care l-am aici fizic și este vorba despre Si de la Armani, un parfum care îmi place foarte, foarte mult, deși neașteptat. În momentul în care l-am primit, mi s-a părut puțin cam prea dulce, dar pe urmă s-a întâmplat la fel ca la Montpari. După ce l-am folosit o anumită perioadă, mi-am dat seama că nu-mi displace și că, într-adevăr, e un parfum foarte fin, un parfum elegant, l-aș vedea eu. Mi se pare că îmi place să-l port mai mult la evenimente pentru că e atât de delicat, de fin, de rafinat. E un parfum floral, cred. De fapt, cred că toate sunt florale. Floral lemnos, floral fructat sau habar n-am. Dar, totuși v-am zis, este un parfum dulce, persistă, rezistă, miroase foarte de la depărtare. Vă spun lucrurile astea în cazul în care vă interesează. Poate preferați parfumurile care se simt în aer. Poate preferați parfumurile ceva mai delicate. Ei bine, eu nu am o preferința anume, nu îmi place să simtă oamenii când trec pe lângă ei că duhnesc pur și simplu a parfum, dar dacă parfumul miroase, nicio problemă. Și mie îmi place, ok, să miroasă până în China. Dar da, este un parfum finuț, un parfum care, v-am zis, e ușor dulceag, dar îmi place. În comparație cu scandalul pe care vi l-am arătat înainte, îl prefer pe acesta, pentru că, deși este dulce, are totuși izul acela parcă ușor lemnos, aș spune. Eu am căutat pe internet și am găsit ceva care mosc, alb și vanilie, parcă nu-mi dau seama neapărat, nu știu să vă spun dacă are sau nu are, pentru că nu simt, dar totuși are altceva, nu e dulcele ăla care să fie sufocant cumva. Deci, îmi place și acesta. Și trecem la ultima literă și anume la A. Am aici un, imediat să le așez pe restul, am aici un parfum de la Avon. De-a lungul timpului am folosit câteva parfumuri Avon, doar că nu pot să spun că mi-a rămas unul întipărit în minte. Vi l-aș și prezentat astăzi pe acela care miroase a ciocolată soft, nu mai știu, chiar nu mai știu, doar că mai are foarte, foarte, foarte puțin acolo și am zis totuși să mă abat puțin. Să vă vorbesc despre Today-ul de la Avon, cu toții cred că îl cunoaștem, un parfum care există de când lumea și pământul, parcă. Eu zic că m-am născut cu parfumul ăsta în nas, nu l-am avut o foarte bună perioadă de timp, dar mama mea mi-a făcut cadou, v-am arătat într-un daily, dar nu mai știu când, setul cu parfumul și cu crema de mâini. Crema e 3 sferturi, chiar mai bine terminată, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Parfumul, vedeți că și el este destul de consumat. Asta pentru că eu, în momentul în care îl aplic, parfumul e unul comun, obișnuit. Eu am impresia că toate parfumurile de la Avon miros la fel, deci la fel, dar asta se întâmplă în primele, nu știu, în primele câteva minute după aplicare. Ei bine, l-am folosit eu prin casă la început atunci. Și v-am zis, mirosul banal, cum îl știam, adică nu banal, nu mă înțelegeți greșit, n-am nicio problemă, îmi place foarte mult. Dar era mirosul acela pe care l-am mai mirosit, parcă undeva și foarte des. Ei bine, seara mi-am dat seama că încă miros, pentru că eu involuntar mi-ating și gulerul de la bluză sau, mă rog, ce port, tricou. Mi-am dat seama că încă materialul de pe mine miroase și mai mult decât atât, în momentul în care mi-am dat cumva părul, ceva de genul acesta, am simțit un miros care nu avea nicio legătură cu mirosul acestuia în primele minute de aplicare. Până mi-am dat eu seama că, de fapt, ușor, ușor își schimbă mirosul și devine
nici nu știu cum să vă spun, foarte delicat, dar totuși îl simți, adică nu e ca și cum ați văzut când folosești foarte mult un parfum, parcă te obișnuiești cu mirosul și ai impresia că nu mai miroșa nimic. Ei bine, cu asta nu se întâmplă așa, vedeți că este consumat și am spus treaba asta încă o dată, pentru că îl folosesc și îl folosesc chiar des și nu când stau prin casă, ci în momentul în care merg în oraș. Mi se pare că persistă foarte bine, cum vă spuneam. Nu se simte el chiar atât de mult. Spre exemplu, când sunt la Lidl, cu siguranță persoanele care se află ultimele la coadă nu vor simți parfumul meu, dar nici nu este de trecut cu vedere. Adică chiar mi se pare că lasă un miros foarte frumos. Știu că sunt mai multe. Ăsta e Today, mai era Tomorrow, parcă? Cred că da, însă mie îmi place acesta, Today, v-am spus. Și, cum vă spuneam, îmi place, îl folosesc, mi se pare foarte, foarte potrivit pentru stilul meu, cumva nu are mirosul acela dulceac și nici fructat, aș merge undeva în zona aceea de lemnos, parcă, chiar îmi place, ia să-mi dau puțin, deși eu de fiecare dată, să știți, înainte să filmez, îmi dau și cu parfum, cu siguranță voi nu puteți să simțiți lucrul acesta, dar nicio problemă, mi-am dat și cu parfumul ăsta peste cel aplicat înainte, deci, și acesta se încadrează la ultima literă din numele meu. Și cam acestea au fost toate parfumurile. Dacă aș fi putut să fac un clip în care să vă vorbesc, mă refer la tagul acesta, despre parfumurile mele preferate, ați fi văzut că toate sunt lemnoase, toate sunt foarte, foarte puternice, care să te drăznească în cap, cum ar spune cineva. Însă toate pe care vi le-am arătat astăzi îmi plac foarte mult, se pliază perfect pe ceea ce îmi doresc eu de la un parfum, deși pe unul îl văd poate mai potrivit pentru momentul în care merg afară sau momentul în care, habar n-am, ies seara undeva la un restaurant să mănânc, într-un spațiu închis, într-un spațiu deschis. Cam acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut, mulțumesc din nou fetelor pentru tag. Eu vă tăguesc pe toate care priviți clipul acesta. Dacă vreți să faceți și voi, puteți să-mi trimiteți și pe Instagram care sunt parfumurile pe care voi le-ați găsit și care vă plac. Eu cred că asta e foarte important, să puneți în literele din numele vostru parfumul care vă plac, nu așa la întâmplare, și să vedeți, nu știu, ce vi se potrivește. Sper că v-a plăcut clipul, cum spuneam, mulțumesc că ați stat cu mine până acum și că l-ați vizionat și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!